Буду надменяться, сниматься. Репрезентация масс-медиа. Асты зной фракциония партид Луису Чалишлор. Амвеницева информем. Диспрепашей карюрмязан парламенту Републичи Молдова. Инчепынку зива де астысь. Решен дин. А чай ситуация кари уавем ан парламенту Републичи Молдова. Ной социалисты интродучим ан парламент. Инчепынку зива де лунь. Инициатива антериор. Înaintată de către președintele Republicii Moldova și fracțiunea parlamentară a socialiștilor, privind modificarea Constituției, privind interzicerea trasismului politic, modificarea care va viza caracterul imperativ a mandatului deputatului în Parlament. Considerăm că multiple acte de corupție și prostituție politică în Parlamentul Republicii Moldova în ultimii 10 ani au dăunat grav caracterul statului de drept, democrația parlamentară și au bătut în încrederea cetățenilor față de înaltul for legislativ. Republica Moldova nu are nicio șansă de supraviețuire, de dezvoltare, în condițiile în care unii deputați consideră că pot scoate la vânzare mandatul oferit de cetățeni. Mandatul aparține cetățenilor. Prin mandatul deputatului în Parlament, cetățenii își exercită dreptul lor de a conduce statul Republica Moldova. De ce introducem acest proiect luni? Facem un apel public către trei fracțiuni parlamentare. Fracțiunea Partidului Democrat, fracțiunea PAS și fracțiunea Platformei DA. Îi invităm împreună cu noi să semneze acest proiect. Suntem gata să examinăm diferite formule. Noi nu pretindem la statut de autor unic. Suntem gata cu toții împreună să susținem acest proiect, să-l introducem în Parlament și să-l ducem la bun sfârșit. Suntem absolut siguri că majoritatea deputaților în Parlament înțelege ce daune aduce Parlamentului această corupție politică. Existența în Parlamentul Republicii Moldova, în Parlament, acestui garem politic, acestui grup de deputați care nu au fost votați în Parlament și care astăzi încearcă să impună o agendă, este o sfidare și pentru Parlament și pentru cetățeni. Suntem deschiși pentru discuții în orice format, 24 din 24, ca colegii să pot veni cu anumite poziții, cu anumite propuneri, ca luni să înregistrăm acest proiect în Parlament. 2. Fracțiunea socialiștilor vine cu inițiativă privind modificarea Constituției cu scopul de a reduce numărul deputaților în Parlament până la 61. Considerăm că acest lucru este benefic pentru Parlament, îl va face mult mai funcțional. Avem prea mulți și am avut prea mulți statiști în Parlamentul Republicii Moldova și avem prea multe persoane care vin în Parlament doar ca să facă anumite interese. Considerăm că numărul de 61 o să asigure mai mare transparență în ochii cetățenilor. Oamenii vor ști mai mult ce face fiecare deputat și toți împreună. Acest lucru va fi benefic pentru bugetul național și va economisi 10 de milioane de lei. Și acest lucru, cu certitudine, este încă o lovitură în corupții din Parlament și între cei care încearcă să gestioneze lucrurile din afara Parlamentului. Lucru care a avut loc ultimele două zile. Reiterăm la tot ce e interesați că în ceea ce ține de domnul Gațcan, deputat socialist, ține de Partidul Socialiștilor. Și noi nu vom permite ca niciun socialist să facă parte din acest garem politic. Mandatul domnului Gațcan a fost oferit de către oameni. Datorită muncii enorme a întregii echipe, domnul Bolea a fost conducătorul stafului electoral a domnului Gațcan. Domnul Novac, alți colegi deputați, noi am mers în fiecare sat din Hâncești și am convins cetățenii. După care să auzim că altcineva este deranjat de mandatul domnului Gațcan,
o grupare criminală care se ocupă în mod cel mai sistemic, deschis și urât de coruperea deputaților, noi nu suntem acei care vom tolera aceste lucruri. Am avut o discuție foarte bună cu domnul Gascan. Ne pare foarte rău că unele instituții media au preluat și au susținut mesaje promovate de o grupare criminală. Înțelegem foarte bine că domnul Candu este foarte generos cu unele televiziuni. Dar noi ținem minte și alte timpuri, atunci când jurnaliștii erau cei care ne dădeau lecții de morală și etică. Ca să ajungem la situația ca aceste televiziuni să trăiască din bonusurile oferite de Candu, ne pare rău că ieri, la mai multe posturi de televiziune, s-a discutat situația despre Gascan, deputat socialist, în lipsa socialiștilor. Ce ați avut de discutat o oră? Ce ați avut de comentat? Ce ați avut de scos la iveală dacă nu ne-ați întrebat pe noi? La timp oportun, noi vom veni cu comentarii suplimentare și inclusiv vom oferi detalii despre circumstanțe și instrumente care au fost folosite pentru a-l determina, a-l impune domnului Gascan anumite lucruri. Dar astăzi, repet, nu vrem să dăunăm nici domnului Gascan, căruia am solicitat pază de stat, că știm că există anumite pericole, și doi, nu vrem să dăunăm anchetei, nu vrem să dăunăm activității procuraturii. De aceea avem un comportament liniștit, calm, nu ne dăm provocărilor și avem o atitudine ironică față de aceia care încearcă, neavând nimic cu Partidul Socialiștilor, să speculeze în jurul unui deputat socialist. Din partea noastră, mereu a avut loc un comportament civilizat. Am avut o discuție civilizată cu domnul Gascan. Împreună cu dumnealui am analizat situația creată și împreună cu dumnealui avem un plan de realizat. Nu o să comentăm acest plan, nu o să prezentăm presiei aservite domnului Candu informații exclusive. Vom face totul în câmpul legal, așa cum prevede legea. 3. Ceea ce ține de Parlamentul Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova a răspuns mai multor solicitări a deputaților în Parlament. Atunci când am vorbit despre condițiile de muncă a medicilor, a personalului medical, atunci când am vorbit despre agricultori, că avem astăzi în agricultură o situație destul de complicată, și a venit cu un șir de propuneri prin asumarea de răspundere. Pentru jurnaliști, asumarea de răspundere este un instrument perfect legal, legal, constituțional a guvernului. În condițiile în care cei de la guvern constată că Parlamentul nu este funcțional, că luptele politice dăunează și bugetului, dăunează și asigurării luptei cu COVID-19. În această situație, guvernul a venit cu asumarea de răspundere, cu rectificarea bugetului, cu rectificarea celor trei bugete, bugetului public național, cel medical și cel social. Și a venit cu mai multe inițiative nobile, cu majorarea salariilor medicilor, cu peste 100 de milioane de lei suplimentar pentru subsidii în agricultură, ajutor care este așteptat, programa de susținere a militarilor și a polițiștilor prin oferirea programului Prima Casă 6 și cu alte proiecte importante care de altfel noi cu toții aici în Parlament, indiferent de fracțiune, am pledat pentru aceste lucruri. Evident că noi, socialiștii, înțelegem atitudinea guvernului, înțelegem că Parlamentul nu mai este funcțional, înțelegem că aceste lupte politice sunt menite să destabilizeze situația din țară, că cei care vor să fugă de răspundere și cei care împreună cu unii jurnaliști ieri au încercat să sară gardul președinției, dar nu sunt sigur că jurnaliștii știu acest lucru. Da, domnul Candu, domnul Cibotar și alții cunosc foarte bine ce așteaptă pe dânsii. Și ultima speranța lor este destabilizarea situației în țară. Dar eu sunt absolut sigur că și jurnaliști și întreaga societate doresc în sfârșit să vadă dreptate. Doresc să obțină răspunsuri.
Doresc să vadă dosare duse până la capăt. La cazuri absolut scandaloase, cum este și furtul bancar. Noi suntem absolut siguri că ceea ce urmează este benefic pentru țară. Dar, bineînțeles, nu poate fi susținut de Candu, Cebotari și restul. De aceea, astăzi este ultima speranță a lor de a destabiliza situația. Dacă dânșii voi boicota Parlamentul ședință de astăzi, înțelegem bine de ce. Ei pentru asta și-au cumpărat deputații. Noi facem un apel către cei din blocul acum, două componente. Înțelegem foarte bine, și noi am fost în opoziție, înțelegem foarte bine că nu totul este implicat în agenda dumnealor. Noi suntem deschiși și acceptăm o luptă politică deschisă, adecvată, democratică. Dar în ceea ce ține de proiecte de legi asumate de către guvern, acest lucru este pentru cetățeni și nu pentru partide politice. Și aici nici noi, socialiști, nici dumneavoastră, nu trebuie să încercăm să căutăm avantajul nostru politic. Guvernul, de fapt, repet, a răspuns doar acelor solicitări care noi, cu dumneavoastră, împreună le-am vociferat în Parlament. Guvernul a găsit bani, a venit cu proiectul de rectificare a bugetului și a asumat răspunderea. Și acest lucru în situații de astăzi este benefic, de aceea că trebuie să scoatem în afară luptelor politice, cel puțin chestii legate cu buget, medicină, agricultură. Asta este mesajul nostru de astăzi. Sperăm la responsabilitatea deputaților. Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv și medicii, așteaptă de la noi ceea ce propune guvernul, și anume majorarea salariilor, practic dublarea, și nu doar la medici, dar și la personalul medical. Și este foarte bine că în condiții de criză banii s-au identificat. Și dumneavoastră toți împreună, documentele sunt publice, puteți să analizați cifre și să vedeți de unde și cum guvernul a găsit bani. Din banii publice, datorită disciplinii fiscale, datorită disciplinii financiare. De aceea nu avem decât să susținem guvern indiferent de coloratură politică și să permitem guvernului să aplice în practică cele propuse și cele asumate. Asta am vrut să vă spunem. În rest, vă mulțumesc. Vă mulțumim împreună cu colegii. Nu, ultima dată, când ați discutat cu el? Dumneavoastră, probabil că nu ați auzit, dacă vreți putem trece în altă limbă, că aceeași întrebare o să aibă și colegii dumneavoastră. Vă rog frumos să ne spuneți unde este domnul Gascan, pentru că sursele spun că el a părăsit țara și chiar a fost scos din țară. Sursa dumneavoastră este domnul Candu. Sursa mea nu este domnul Candu. Noi nu suntem în poziție și nu vom face acest lucru. Dacă face parte din echipa PSRM, trebuie să cunoașteți. Eu răspund la întrebarea dumneavoastră. Vă rog. Este deputat, un deputat socialist, căruia asigurăm... El a depus mandat. Eu pot să răspund sau noi vorbim? Eu aștept. Paralel, eu nu vreau să vorbesc. Nu, vă rog frumos să ne spuneți unde este domnul Gascan și ultima dată când s-a discutat cu el. Eu pot să răspund. Nu o să mă întrerupeți. Mulțumesc mult. Încă o dată, în interesul domnului Gascan, noi am solicitat lui protecția de stat. Și astăzi dumnealui se bucură de protecția de stat. De aceea că există pericol pentru dâns. De aceea că am aflat de la domnul Gascan care au fost instrumente de impunere a dumnealui. Și împreună cu dumnealui avem un plan, însă în interesul domnului Gascan și în interesul instituțiilor de drept care astăzi își fac meseria, noi nu vom comunica nimic mai mult pentru domnul Candu. Domnul Gascan pentru... această pază? Domnul Gascan și-a dorit această pază absolut civilizat. Ceea ce am văzut două zile, că răfuială fizică, chestii, este o aberație, este o prostie. Dar domnul este Gascan, domnul Gascan la moment oportun, singur, da, că chiar dacă strigați, asta nu schimbă situația. Domnul Gascan la moment oportun, așa cum va decide dumnealui echipa și organe, dumnealui va face mai multe declarații. Da. Dar decizia aparține dumnealui la momentul oportun. Dar este sau nu în țară? O să aflați și dumneavoastră, o să afle și domnul Candu. Și ce s-a întâmplat mai exact la podul de la telecentru? Dumneavoastră așa și n-ați comentat incidentul și informațiile care au apărut în spațiul public. La podul de la telecentru, dumnealui, domnul Gascan, fără dorința lui, a fost însoțit de doi agenți de pază din agenția de pază al Ușor.
Domnul Gățcan a fost consultat în acel moment de juriștii domnului Candu. Domnul Gățcan este deputat socialist. Dumneavoastră ați fost în mașină cu domnul Ficui. Răspund. Eu răspund așa cum doresc eu, dar nu așa cum dorește domnul Candu. Eu răspund ceea ce știu eu, în ceea ce sunt ferm și ceea ce pot să declar și organelor de drept. Că el a fost protejat în acel moment, fără dorința de lui. Lui au fost oferiți doi agenți de pază din agenția de pază al Ușor. El a fost consultat de un jurist al lui Candu și toate aceste lucruri sunt în interesul anchetei. În imaginele cu video, domnul Gățcan am vorbit civilizat, ca oameni. Nu a fost nicio presiune și mai mult aceste speculații ieftine, precum că cineva a aplicat forță, încă o dată este aberație și este prostie. Domnul Gățcan va ieși la momentul oportun și dumnealui personal va informa opinia publică. Dar de ce anume în mașină? Da. Vă mulțumim mult. Și cum explicați faptul că mașina domnului Gățcan a rămas... Și vă sugerăm să nu folosiți astăzi banii domnului Candu. Cum explicați faptul că mașina a rămas în Parlament?